Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 din România de marți l-a adus pe un bărbat din Târgu Jiu în pragul disperării. Speriat de ceea ce se întâmplă în jurul lui, acesta a luat o decizie periculoasă și a sărit pe geamul apartamentului în care locuiește. România au trecut dintr-o sperietură în alta, după ce numai puțin de 6 cutremure au zguduit țara la un interval mic de timp. Dincolo de cei care au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza atacurilor de panică, un bărbat a fost cupleșit de ceea ce vedea în jurul său, astfel că de teama să nu pățească ceva grav, a luat decizia să sară de pe geamul apartamentului în care locuia. Bărbatul are vârsta de 55 de ani și a ajuns la medic spunând că are dureri mari de gleznă. Săritura de la geamul locuinței sale nu l-a afectat grav din punct de vedere al sănătății, deoarece locuiește la etajul 1. Astfel că impactul cu solul nu a fost foarte puternic. Cu toate acestea, a rămas în atenția medicilor și are parte de îngrijiri medicale. Le-a povestit asistentelor că a sărit de la etajul 1 în timpul cutremurului. I se fac investigații, a declarat Mihaela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Târgu Jiu. Dincolo de cazul bărbatului care a sărit de bunăvoie de la etaj, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale cauzate de cutremur. Un bărbat de 43 de ani s-a ales cu un traumatism cranian minor, după ce a căzut în cap o bucată de tencuială. De asemenea, o femeie a ajuns pe mâinile medicilor după ce a căzut în casă din cauza cutremurului. Zeci de oameni au suferit atacuri de panică din cauza cutremurului, motiv pentru care doar în județul Hunedoara au fost înregistrate 11 apeluri la numărul unic de urgență 112 de la persoanele care au avut nevoie de ajutorul medicilor din cauza sperieturii. În județul Gorj au fost semnalate 5 cazuri în care oamenii au făcut atac de panică din această cauză, relatează spynews.ro.